Potrivit rezultatelor făcute publice de Biroul Electoral Județean, pe primul loc în topul rușinii se află candidatul UNPR la primăria Arcani. Inginerul Florin Drăgulescu a reușit să-și treacă în drept doar un singur vot, pe care și l-a acordat singur. Mie vine să plâng. Aproape la fel de apreciat a fost și colegul său din Bustuchin. Candidatul UNPR la primăria Bustuchin și-a adjudecat doar 8 voturi. Din comuna Bustuchin, prietenul meu, domnul Sorin Ciugă, primare care puternic, dar important este luăm voturi. Sorin, da? Un alt candidat independent însă și-a încercat norocul la primăria orașului Țicleni. El a reușit să-și convingă familia să-l voteze. A obținut 5 voturi din totalul de aproape 2500 de alegători care au fost la vot. Hai mă, lasă-mă, ce astea au fost alegeri, mă. Că nu e o soluție bună să candidezi independent a dovedit-o și un politician din Prigoria. El a avut 5 voturi, deși în localitate și-au exercitat dreptul la vot peste 1600 de persoane. Doamne! Fă o minune, Doamne! Candidatul ALDE la primăria Berlești a obținut și el doar 5 voturi. Primăria Berlești a fost una dintre cele mai disputate. Primarul în funcție, Maria Dumitrașcu, a pierdut postul la o diferență de 20 de voturi în favoarea candidatului PNL. Din 1200 de oameni care au venit la vot, candidatul ALDE a atras doar 5. Cu o performanță și mai nedorită se poate mândri și un alt coleg de la ALDE. Spre exemplu, candidatul ALDE la primăria Ciuperceni a fost votat doar de familie. A primit astfel 3 voturi. Finish. În total, peste 900 de persoane au ieșit la vot în Ciuperceni. Tot de la ALDE, candidatul la primăria Dănciulești a fost votat de întreaga familie. Mare a fost uimirea să afle că are 4 voturi. Partidul lui Tăricianu parcă a fost blestemat în această privință. Poate și din cauza că este un partid nou și oamenii nu au apucat să cunoască bine candidații. Așa se explică și faptul că un alt candidat ALDE, de această dată la primăria Hurezani, a obținut doar 3 voturi. Ceva mai mult a câștigat candidatul ALDE din Licurici, 7 voturi. Și mai puține voturi și-a trecut în cont candidatul PRU la primăria Cătunele. Doar 4 voturi au fost pentru PRU. Mă, frate meu, ce sindicat o mai fi și ăsta, că eu nu pricep. Un alt coleg din PRU a obținut 5 voturi la Telești. Acolo, aproape 1500 de oameni au venit la vot. Câștigătorul a obținut 1067. La Câlnic, primărie câștigată de actualul primar PNL, Dumitru Vulpe, candidatul PRM a obținut mai puțin de 10 voturi, după ce a fost votat și de câțiva consilierii pe care îi trecuse pe lista partidului. 6 voturi și-a trecut în cont candidatul PND la primăria Crușeț. Acolo, primarul a obținut aproape 800 de voturi. Cu un vot mai mult, adică 7 voturi, a intrat în clasamentul inedit un candidat de la PMP la primăria Dragotești. Aproape 1300 de oameni au ieșit la vot, dar nu s-au lăsat convinși de reprezentantul partidului condus de Traian Băsescu. Un alt membru PMP, candidat la Glogova, a câștigat doar încrederea familiei. În total, 5 voturi au apărut în dreptul candidatului Mișcării Populare. Ce să mai, tineretul din ziua de azi. Și mai puține voturi a obținut candidatul PMP din Săulești, și anume 4. La o primărie foarte disputată, unde s-a câștigat la un vot diferență, candidatul Mișcării Populare a obținut doar 7 voturi. PNCCD a avut un candidat de doar 6 voturi. Este vorba despre cel din Mușetești, unde au votat aproape 1300 de oameni. În schimb, candidatul PSR din Samarinești a primit doar votul soției și al lui, în total 2. Aceeași problemă a fost și la Văgiulești. Candidatul PSR de acolo a obținut 4 voturi. Foaie verde ca felinul, care vine și face plinul. Hai votați-mă pe mine, dacă vreți să fie bine.